pensiile vor crește anul viitor de două ori. Prima dată la 1 ianuarie, prin indexarea cu 13,8% și a doua oară la 1 septembrie, în urma finalizării procesului de recalculare conform legii. Fac apel către toți miniștrii implicați în procesul de avizare să trateze cu prioritate această lege. Renegocierea PNRR în privința eliminării fragului de 9,4% din PIB pentru pensii depinde de adoptarea acestei legi până pe 20 noiembrie.